Rost până la cer în copșa mică. Un bazin subteran plin cu reziduri de păcură de la o fostă fabrică a luat foc, iar fumul a fost atât de negru și s-a ridicat atât de sus, încât a putut fi observat cu ușurință de la 16 km distanță. Trei autospeciale au venit de îndată pentru a lichida focul. Pompierii s-au luptat cu flăcările mai bine de o oră. La Copșa Mică au ajuns și reprezentanții gărzii de mediu care vor să vadă cât de poluată e zona. Între timp, pompierii trebuie să afle de unde a pornit incendiul. Foarte spectaculos. Era cam de un metru, cam de un kilometru înălțime fumul și cam de 150 de metri grosime, diametru flăcării.